Hai salutare națiune și bine venit la un nou clip și de data aceasta vorbim despre un parfum al casei Cartier. O casă de bijutieri, o casă care se preocupă în primul rând cu creația de bijuterii extrem de scumpe, extrem de valoroase. Nu cred că mai există sau mai reprezintă vreo necunoscută cine sunt ei. Dacă vreți mai multe informații, intrați pe, pe Google, căutați acolo, găsiți că tot ce vă poate interesa. Însă oamenii ăștia se ocupă și cu parfumeria și se ocupă chiar foarte bine, din punctul meu de vedere. Au niște creații foarte bune, niște creații foarte apreciate, niște creații foarte lăudate. Iar astăzi vorbim despre o bijuterie. O bijuterie făcută de o casă de bijutieri. Doar că este o bijuterie în lumea parfumeriei. Vorbim despre Cartier Declaration Parfum. După cum bine știți, există vechiul Cartier Declaration, pe care îl cunoaște probabil toată lumea. Un parfum foarte lăudat în speță, datorită notei de trandafir. Au mai scos și câteva flancăre pe lângă la Déclaration soar, Declaration noar și așa mai departe, tot felul de ghiduși de genul ăsta. Cartier Roaster, de exemplu, un alt parfum foarte lăudat, dar acolo vorbim de o notă de mentă foarte bine făcută. Deci oamenii se pricep. Se pricep să facă parfumuri. Iar în cazul de față, pentru că am spus că vorbim de o bijuterie, ei bine, parfumul ăsta este absolut senzațional din punctul meu de vedere. Este un parfum din punctul meu de vedere exclusiv de vreme rece, deci pentru sezonul rece, și este un parfum exclusiv de gală, de evenimente, de ținută, un parfum de impresionat, un parfum de ieșit în evidență, dar ieșit în evidență în sens pozitiv, nu în sens negativ. Un parfum foarte bine făcut, cu niște note foarte bine alese, foarte bine combinate, cu un miros care mie unul, cel puțin personal, îmi place la nebunie și este genul de parfum pe care mi-aș dori să-l resimt, cel puțin în sezonul rece, fie pe pielea mea, fie pe pielea altora. Vorbim despre niște note foarte interesante. Avem în deschidere portocală amară, avem în notă de inimă condimente, chimion și cardamom, iar în notele de bază avem uh, ambră, balsam de tolu, benzoin, piele, vetiver și cedru. Note foarte interesante, note foarte bune, note care mie cel puțin la nivelul pielii mele nu transmit absolut deloc uh, impresia că ar fi note sintetice. Parfumul ăsta nu miroase absolut deloc ca sintetic sau elemente de sinteză. Parfumul ăsta se transmite de la primul puf calitate. Ăsta este lucrul pe care ți-l transmite și prin care te, te năucești într-o oarecare măsură dacă vrei. Și anume calitatea pe care ți-o oferă. Absolut superb mirosul din punctul meu de vedere. Este un miros foarte puternic bazat pe nota de vetivor, cel puțin la nivelul pielii mele, vetivorul este nota predominantă, nota centrală, dacă vreți, a parfumului, din preună cu nota de piele, de asemenea nota de cedru funcționează foarte bine în acest parfum la nivelul pielii mele, Nota de portocal amară îmi place foarte, foarte mult și o resimt din plin în deschiderea parfumului dar de asemenea și notele de condimente și în special chimionul îmi place cum îl resim la nivelul pielii mele cardamomul este prezent și el de asemenea în cantitate destul de mare dar spre deosebire de alte parfumuri aici cardamomul chiar lucrează frumos și chiar ajută compoziția nu o distruge cum se întâmplă de foarte multe ori nu știu, de exemplu un Boucheron Jaipuron de exemplu unde nota aia de cardamom efectiv în fine, nu își face treaba cum, cum, trebuie din punctul meu de vedere. Dar din primul moment în care eu aplic acest parfum pe pielea mea, sunt întâmpinat de o explozie absolut superbă din punctul meu de vedere de portocală amară. Este probabil una dintre cele mai frumoase note de portocală amară pe care am întâlnit-o vreodată într-un parfum. Ci chiar îți, uh, îți oferă starea de am, amărui, de amărăciune, dacă vrei. De asemenea, ești preluat rapid, foarte rapid. Nota asta de, de portocale amară, cel puțin la nivelul pielii mele, nu stă foarte mult, stă câteva minute, după care din spate iese foarte rapid nota de cardamom, împreună cu nota de chimion uh, și în același timp. Uh, Vine foarte, foarte puternic nota de piele cu nota de vetiver. Cum am zis, la nivelul pielii mele, nota de vetiver este elementul central și nota de piele. O combinație absolut superbă între vetiver, piele, condimente. Superb! Superb miroase parfumul ăsta. Mai mult decât atât, efectul resimțit este. Oarecum, dacă vreți, într-o oarecare măsură de uh, lemn și piele afumată, întunecată, tenebroasă, dacă vreți. Uh, un parfum destul de întunecat, uh, din punctul meu de vedere, uh, și în același timp afumat. Și, uh, bineînțeles, pentru că avem notaia acolo de balsam, de tolu. Uh, parfumul este și balsamic, oarecum uh, aș îndrăzni să spun chiar cremos, dacă aș putea folosi termen, termenul ăsta în descrierea acestui parfum. O combinație foarte interesantă, foarte, foarte, foarte interesantă, uh, sincer să fiu, uh, nu am termen de comparație pentru acest uh, Cartier un Parfum, cu niciun alt parfum pe care l-am mai mirosit în viața mea, sau l-am deținut, sau îl dețin, efectiv n-am termen de comparație. Nu știu cu ce să-l compar. Nu am cu ce să-l compar, ceea ce îl face să fie un parfum unic, din perspectiva mea. Din acest punct de vedere, este un parfum unic. Ca miros, ca și combinație de ingrediente, calitatea notelor de asemenea este una foarte bună și lucru la fel de important, performanța acestui parfum. Eu în momentul ăsta sunt dat cu el pe, pe mână, de -aia mai, mai bag nasul cât un pic în piele să-l mai simt. Performanță foarte bună, foarte, foarte bună. Este un parfum care pe pielea mea stă 12 ore cu plus, lejer, fără niciun fel de efort. Este un parfum care proiectează fantastic de puternic, fantastic de puternic în primele ore, în primele 2-3 ore cel puțin proiectează foarte puternic după care ușor, ușor se mai trage către piele, dar continuă să-și facă treaba. Deci din punct de vedere al performanței n-am absolut nicio problemă. Din punct de vedere al proiecției n-am absolut nicio problemă. Din punct de vedere al complimentelor, de asemenea, absolut nicio problemă. Atrage complimente. Mă așteptam să regăsesc în el și nota de trandafir care se regăsește în originalul declarațion. Dar ea lipsește cu desăvârșire, nu pot să zic că îmi lipsește într-atât de mult, dar în orice caz, cum am zis, un parfum de gală, un parfum de ținută, un parfum de vreme rece și mai important decât atât, un parfum pentru bărbați maturi. Ăsta nu este un parfum pentru tineri, nu este un parfum pentru persoane, pentru bărbați tineri, nu este un parfum uh, casual, nu este un parfum de ieșit în oraș, nu este un parfum de impresionat uh, prietenii. Nu, este strict un parfum de gale. Eu îl încadrez în aceeași categorie cu Lalique Ombre Noir, de exemplu, dacă vreți. Uh, un parfum uh, făcut să funcționeze într-un uh, anumit scenariu de utilizare, la o anumită ținută și în anumite condiții. Um, hai să spunem de mediu. Uh, foarte, foarte frumos uh, mirosul. Îmi place, efectiv sunt înnebunit de senzația asta de uh, lemnos afumat, cremos, uh, pielos. Ei, nu știu, trebuie să-l mirosiți, uh, să-l testați voi pe propria voastră piele ca să înțelegeți exact de ce sunt eu atât de fascinat uh, de parfumul ăsta și de ce îl consider a fi cu adevărat o bijuterie. Mai mult decât atât, parfumul ăsta nu costă nici foarte mulți bani. Îl găsiți dacă vă interesează să-l achiziționați, deși nu vi l-aș recomanda cu un blind buy, decât dacă sunteți împătimiți ai parfumurilor pe bază de pielărie sau ai parfumurilor pe bază de lemn sau parfumurilor pe bază de vetiver. Relativ în zona de 300-400 de lei puteți să-l achiziționați. Concentrația este de parfum, absolut, absolut superb pentru vreme rece. Repet, superb parfumul ăsta. L-aș încadra într-o oarecare măsură inclusiv în categoria lui UD36 de la Al Haramain. E genul ăla de parfum. Puternic, bărbătesc, condimentat. Cald, um, cremos, balsamic, lemnos, dar în același timp uh, întunecat, uh, afumat, e altceva. E altceva decât ceea ce se poartă, e altceva decât uh, lucrurile cu care v-ați obișnuit să intrați în contact sau să interacționați o mare, recomandarea mea, neapărat încercați-l. Merită din plin, din punctul meu de vedere. Ăsta este Cartier, Declaration, Parfum, o bijuterie, în adevăratul sens al cuvântului, a celor de la Cartier. O bijuterie care merită achiziționată și merită să facă parte în colecția voastră, deosebi dacă iubiți parfumurile de genul ăsta și mai ales ținând cont de prețul la care se vinde. Din punctul meu de vedere, la acest preț, acest parfum nu trebuie să fie ratat. Cam atât de zis în acest clip Națiune. Îți mulțumesc ca întotdeauna pentru atenția acordată, îți mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem data viitoare, într-un alt clip. Ca întotdeauna dăm voie să-ți urez toate cele bune. Numai bine.